Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Secretele Puterii. Invitatul din această seară este Renato Usatăi, președintele partidului nostru și mai nou consilier municipal în Bălți, cu mandatul validat sau încă nu? Mâine va fi validat dimineața la orele 10. Aha. Adică au fost validate alegerile, dar mandatele mai sunt. Domnule Usatăi, ați câștigat scrutinul din Bălți. Surprinzător, aș spune eu, și vom discuta mai târziu de ce cred așa. Dar după ce rând pe rând acolo au fost excluși trei candidate, mai bine spus, lui Șor, Marina Tauber, Victoria Șapa și Arina Corșicova. Haideți să începem prin a discuta despre ce s-a întâmplat în această campanie electorală la Bălți, pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, nu mi-amintesc să fie avut o campanie atât de coruptă și murdară până în primul tur, cel puțin, pentru că ulterior lucrurile s-au mai limpezit. Uitați-vă, problema la noi mai multe alegeri au fost corupte, domnule Cozer, să o luăm, din cele în care am participat eu, da? S-au dat pomeni, bani, alte tipuri de bunuri, da? Eu ar pune altfel întrebare, de ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? Uitați-vă, tot ce s-a întâmplat în Bălți era, sunt consecința faptului, că guvernarea, cumva mi se crea impresia că se ocupă de creșterea partidului ușor broiler. Știi cum? Când cu o viteză nebună, tot ce declarau ei, ca și cum într-o săptămână se confirmau. Eu doar am ieșit în august, în septembrie, am făcut un apel către autorități, că se vehicula, că va fi exclus partidul ușor, că va fi exclus și unii de la socialiști. Dacă aveți pretenții contra cuiva, vă rog, excludeți-i până la început campaniei ca să nebuniți oamenii și va fi influențată prezența la vot și multe alte aspecte. Deci, faptul că... S-a acționat foarte întârziat. Da, și greșit eu consider. Vă dați seama, uitați-vă acum prin prisma oamenilor simpli din Bălți, da? Care au greutăți ca și majoritatea cetățenilor din țara noastră, da? Ei se uită la televizor cum nu îi se permite lui Tauber să participe în alegeri. Trec câteva zile, gata, lui Tauber îi se permite și încă îi se permite să iei listele, să înceapă a colecta semnături. Și apoi îi se permite să le depui, pe urmă... Este exclusă. Este anulată înregistrarea și apoi apare partidul Șansa care spune, băi, și pe noi să ne excludă și să știți că dacă autoritățile să ne excludă, dar ei numai din noi suntem, să știți că următoare e Iarina, știți cum, adică, știți cum, bani ca bani, dar atâtea blondi Bălțu candidat nu au avut. Adică eu cred că domnul Băsescu pierdea cunoștința dacă vedea atâtea blondi în același scrutin electoral într-un singur oraș. Dar și oricum rezistă cu atâtea blondi. Cumva rezistă, știți cum, că e de departe. Băsescu și la Orhei am văzut, și la Orhei am văzut că tot, parcă le alege, blondi, parcă le alege, seamănă una cu alta. Uitați-vă, Șor oricum o câștigat în acest scrutin și vă explic de ce. La maximum, iarăși, au fost victimizați toți ei și partidul. Eu vă asigur că ei se rugau ca să fie excluși, că vă dați seama, acolo s-au dat promisiuni, cred că de vreun jumătate de miliarde de euro în toată campania electorală. Și astăzi ușor le spui la oameni că, băi, nu putem să vă facem, că ne-au fost excluși 600 sau 700 de candidați. Și interesant faptul că oricum el a jucat, ca și cum guvernarea fugea în urma lui, dacă să fiu sincer, dacă orice pas a guvernării, el la ei era calculat, inclusiv cu candidații de rezervă și nu doar în municipiul Bălți, și în alte orașe. Da, da, s-a văzut și la Orhei. Au fost și partidii de rezervă și candidați. De asta, ce le-a întâmplat în Bălți, noi am pregătit strategie cu domnul Petcov, dumneavoastră spuneți că ați câștigat. Că dacă candidam eu, domnul Cozer, așa cum socialiștii să plâng că mai nu trebuiau să câștige și mai departe, toată țara a văzut rezultatul 60-40, dar dacă candidam eu personal, totul se finaliza în primul tur. Adică, deja știți cum, după război mulți eroi. Nu, haideți pe bune. Domnul Petcov, da, a fost transfer de imagine din partea echipei noastre, partidului și imaginea lui Renato Usatăi, dar știți foarte bine că în politică nu pot să transmiți toată imaginea de la un politician la altul. Știți? Și domnul Petcov oricum a arătat un rezultat foarte bun. Deci ca să finalizez, pentru mine
ca partid, da? Ca, ca scrutin electoral, decât boțăm curcanii 60 la 40, era mai frumos dacă o bătem pe un candidat al ușor, chiar 52 la 48, vă spun sincer. Sunteți adică, foarte optimist, domnule Osati, pentru că din ce ați dezvăluit chiar dumneavoastră în campania din Bălți, acolo erau investite sume colosale de bani domnul pentru Cozer, cumpărare poți să de voturi. Numărul necesar de voturi pentru a câștiga din primul tur, într-un sat și oraș mic, amu pe bune, vă dați seama? Adică cât de bine nu te-ai organiza. Într-un oraș mare, cum ar fi Bălți, nu mai vorbesc de Chișinău, adică nu poți implementa tu schema ca într-un orașel mic, înțelegeți? Adică că vorbim despre 100.000 de locuitori, da? Și ca să asigure așa o victorie, adică din cel puțin din rețeaua lor de 1640 sau 1740 de oameni, da? Care i-am văzut în rețea, am avut un acces la baza lor, pe mine m-a surprins altceva, domnul Cozer, că pregătirea acestei rețele a durat din luna august. Când puteți să ne dați niște detalii despre cum a fost pregătită această rețea? Cine i-a antrenat pe acești oameni? Eu, după cum cunosc, este implicat o agenție de PR cu nume internațional, dar aștept probe și nu vreau să dau nume, că nu-i corect. Uh-huh. Știți cum? Asta am sigur, la sigur o să-i spun. Dar nu importă cine i-a consultat. Important că această armată a fost creată în luni de zile. Ea nu a fost făcută peste noapte. Și unde au fost autoritățile noastre? De asta și aici vreau să ajung. Pentru că 1700 de oameni, spuneți dumneavoastră. Domnul Cozer. Acești 1700 de oameni au primit câți bani, spuneați dumneavoastră? Cel puțin ce am documentat. Nu, atunci era câte 300 de dolari de astea. 300 de dolari pe final de campanie ca să-i încurajezi. Dar asta până la urmă, când am discutat cu unii activiști, la dânsă zic, băi, asta e salariul, asta nu-i vot. Eu zic, cum salariul? Zic, chiar așa e salariul de activist. Adică salariul de activist. Da. Și activiștii ăștia la rândul lor, așa zice activiști, trebuiau deja să achite bani pentru voturi. Nu, acolo lucrează o tehnologie foarte interesantă, că dacă vorbim despre bani, uitați-vă. Spre exemplu, este activistul X, cu care se negociază și spui, băi, hai să ajut în campanie cu 150 de dolari pe lună. Știți că este foarte multă lume săracă, aici nu trebuie să convingem pe nimeni. Pe urmă, le spunea că banii vă dăm peste o săptămână. Pe urmă spunea că, băi, nu-s bani, vă dăm peste două și abhai peste o lună și cumva activistul începe să demoralizeze. Știți cum? Băi, parcă de și o muncit de nu știu câte săptămâni. Deci banii nu au primit. Starea spirituală, să-i spunem, era la pământ, da? La toți activiștii ăștia și nu în Bălți, dar în toată țara. Că vă spun, aici trebuie de studiat cu savanți și cu academii de știință și ce au făcut ei. Că până la urmă vine un alt coordonator de-a lor și spune, băi, băieți, noi n-ați vă mințăm, dacă vă mint așa de la șor și nu dau bani, eu să vă dau banii ăștia, nu mă vă rog lucrați. Și în momentul X, când vin banii, activistul îi spune, zic, băi, ai așteptat, ai muncit, e greu, și la noi e greu, dar ia că îți dăm astea, abțin, dați 150 de dolari, nu mă luați voi cu vrăjiri. Băi, da, îți dăm, dar nu îți dăm 150, îți dăm 300. Starea spirituală, și asta totul a fost artificial, nu că nu erau bani și se întârziau, vă dați seama, aici au lucrat și psihologi și analiști, și omul ăsta când îți duce domnul Cozer, văzând, vă dați seama spiritul de om care a venit după 150 și nu știe, le prinește ori nu. Și după 300 s-a dus omul acasă, adună cumnatul, soacră, tot ce este în jurul lui și schema lucrează că într-adevăr fiecare activist aduce de la 5 până la 8 voturi. Și dumneavoastră și autoritățile vorbeați de zeci de milioane de dolari, dintre care cel puțin 6 investite la Bălți. Unde au mers acești bani? Nu, 6, 9. Nu, în Bălți erau peste 600 de mii. Domnul Cozer, eu nu m-am ocupat de toată țara, eu m-am ocupat de municipiul Bălți, da? În plus, când am văzut că se neagă și ne spunea că nu există așa ceva, sunt pomeni, nu știu, doar a fost un caz când băieții noștri au documentat, adică au filmat timp ce se plăteau niște bani. Da, și au fost stabilite toate persoanele încă o dată. Dar încă o dată, domnul Cozer, eu astăzi, iată, noi cu dumneavoastră stăm, dumneavoastră aveți casa sau apartamentul, nu știu unde locuiesc dumneavoastră, da? Stau în casa mea. Și când astăzi omul, încă o dată, vorbim de oameni simpli și nu contează, un pensionar, un invalid, doar astea.
Când pentru oameni este astăzi unica posibilitate de a câștiga un ban, încă o dată, de la situația, starea social-economică în țară care o avem, da? Dacă guvernarea nu a făcut nimic, că spunem că aceleași magazine sociale al ușor, da? Să încheiem, care lucrează pe țară și lucrează bine. Domnul Ușor, spuneți, vă rog, cu tot ajutorul care a fost din partea partenerilor din exterior, da? Pentru Republica Moldova, pentru a organiza acest business cu magazinele sociale, eu am aflat din interior, da, știți câți bani au cheltuit Ușor, ca să pornească toată afacerea asta? El, atent, a pornit cu 90.000 de euro. Deoarece dacă Cozer produce salam, Cozer nu cere banii azi, sau usatul cașcaval, altul lactat, înțelegeți, da? Adică mașinile toate sunt luate în leasing, magazinele astea prin sate. Adică, eu de ce spuneam în campanie 2021, ca să combați așa ceva, așa fenomene, trebuie să dai la om ceva mai bun. Ceva mai bun, nu să-i dai mai mulți bani, da, să vii să-i aduci acasă, hai activist cu 400 de dolari. Dar eu consider că statul a avut și instrumentele pentru a avea grijă pentru acest oameni cu aceleași magazine cu dat sociale de stat, nu a partidului PAS, Usatii, Dodon sau nu știu care, știți? Și când am văzut... Da, multe nu s-au făcut, dar vreau să vă întreb, iată, strict la Bălți, acolo au fost excluși candidați și așa mai departe. Am văzut raport al SIS-ului pe 32 de pagini, dacă nu mă înșel, sau cel puțin destul de voluminos. Neastră, știți, au urmat acolo acțiuni? A fost arestat cineva? S-au făcut dosare penale sau s-a terminat? N-am auzit. Asta și e problema. Și iată, aici așa am vrut să ajung. De ce? În limba rusă este foarte corect. За любое преступление должно последовать наказание. Адика, ну, контяза, кай кримы, грабы, меди, да, адика, кан ланой астаз уамени соди принц, шаста, ну, я мун дуэн, да, индзэш дян дидзэли, да, кан веди, он министру, он жудикатур, ходит пибуник, а у фос фарти мулти, штири кан персуани диран ганналт, я рау рецинуцам флагрант, я рау публикати имаджин видео, камери раскунсы, ați văzut vreo finalitate? Da, nu se întâmplă nimic, da, practic, nici într-un caz și asta este, despre asta vorbim de foarte mult timp. Și este problema, în primul rând, a procurorilor, care văd că acum mai ies la televizor și dar spun nu că nu vor... Dar aici trebuie să lucreze în ansamblu, înțelegeți? Poliția sigur, are lucruri, SIS-ul... Sigur că trebuie să lucreze în ansamblu, dar ei lucrează, domnule Usati, în ansamblu, numai că ca să se acopere unul pe altul, judecător, procuror sau invers și așa mai domnul departe. Domnul Cozir, nu vă supărați, dar dacă în 2000... Eu cred că cea mai mare greșeală a doamnei președinte este că în 2020, după câștigul în alegerile prezidențiale, a fost o perioadă când toată țara aștepta alegeri parlamentare anticipate. Și partide, toată lumea sănătoasă la cap, să-i spunem, da? Și dumneiei, dacă când au fost numite data alegerilor parlamentare care au avut loc în iulie 2021, președintele țării are dreptul de a iniția un referendum consultativ, care are dreptul, ori trebuie să ai majoritate parlamentară, ori președintele țării. Și dacă dumneai iniția un referendum care avea loc în aceeași zi despre legea lustrației, vă asigur eu că 90%, domnul Cozir, vorbitori de rusă, română, moldovenească, ucrainean, găgut, aveau să-i, înțelegeți? Și multe lucruri puteau să meargă, să decurgă cu tot altfel. Legea lustrației se poate și în Parlament să fie votată, numai că majoritatea constituțională. Trebuie să știi cum să o pui în aplicare. Dar dacă o făcea prin referendum și cu o simplă majoritate întărei rezultatele referendumului, era... Da. Bun, haideți să ne întoarcem un pic la turul 2 la Bălți. Ați câștigat 60-40. De ce am spus că e oarecum surprinzător? Pentru că eu mă așteptam ca Șor, din moment ce primește bani din Rusia și indicații de acolo, să-l susțină pe Moroșan, candidatul grupărilor criminale, tot din Rusia, în turul 2. Lucru care nu s-a întâmplat. Da, și vă explic de ce. Din tot ce am aflat eu, pentru mine tot, eu așteptam nunta săptămânii, pentru mine era și bănunta pe SRM cu Șor, ori nu. Șor, pot să vă spun că o ținut, nu că rezistență, cum să-i spun corect. Deci n-a mers nici la un mariaj cu Dodon. Din ce am aflat, au fost vreo 5-6 situații când Dodon l-a mințit și asta ca și cum ultima. Ei, spre exemplu, le spuneau, deci că noi
Nu, foarte ne pare rău că la socialiști că au fost excluși candidații, dar noi trebuie să mergem să-l batem pe usatei, cu usatei, cu Maia Sandu, s-a înțeles să iei bălțul. Și dacă, acum doar după codul electoral, după modificări, dacă este exclus vreun candidat după validarea rezultatelor primului tur, înseamnă că a doilea candidat, adică mergi singur cu tine în turul 2. Și cu asta Șoră spunea la socialiști. A doua zi ies usatei și zici că, băi, nu miroase chiar bine, socialiștii îi buțăm, zic, noi suntem gata să ne retragem candidatul și să facem alegeri noi în Bălți, numai că trebuie să o facă și socialiștii, că dacă noi ne retragem, ce-au făcut socialiștii? Uișit că nu, cu sat, e balabol, că e cu guvernul, că vrea Bălțul să-l dăie pe mâna pasului. Și-au refuzat și când Șor au văzut că ăștia l-au fraierit, Șor a ieșit că eu am văzut vreo două videouri, declarații de lui, din tot domnul a făcut că zburau penile. Dar dumneavoastră ați avut vreo discuție cu Șor în Nu, eu am avut discuții cu unii oameni din, să zic eu, din anturajul lui și vă spun sincer că am fost chiar și contactat după ce am ieșit în conferință de presă și am spus că suntem gata să facem alegeri noi. Dați-mi măcar vreo balaie din astea trei. Cineva m-a sunat la dâns și zic, voi real sunteți gata? Că noi cu socialiștii ne lămurim. Și eu zic, eu am ieșit și public am spus că vreau alegeri, că de-am care și-au făcut guvernarea, și-au reușit și nu reușit, haideți alegeri noi. Domnul Cozer, eu n-am vrut, nu vreau și niciodată n-a să vreau. Dacă unii merg la victorie prin orice metodă, pentru mine era interesant, mai ales să vă spun încă o dată, că domnul Petcov era cu strategie cu doamna Tauber, nici cu doamna Șapa, nici cu doamna Rina, că aici știți cum ne culcam, noaptea era numele la un candidat, dimineața ne trezăm cu altul și tot așa. Și eu le-am spus, da, este adevărat, adică... Bun, vom mai reveni un pic mai târziu la Șor, la vizita lui la Moscova, dar vreau să discutăm un pic despre conferința de presă de ieri pe care ați susținut-o de astăzi. Foarte interesant din punctul meu de vedere. Și vă s-a părut interesant? Mi s-a părut interesant în primul rând că ați ieșit cu aceste declarații, dezvăluiri despre Moroșan, Voicu și restul după alegeri și nu ați făcut-o în timpul campaniei electorale. Da. Spre exemplu, dumneavoastră ați spus că ați prezentat chiar și o notă informativă, nu știu dacă au colegii mei s-o pună pe ecran, din care reiese că Moroșan ar fi unul dintre traficanții de droguri importanți din această regiune. Nu, asta nu e notă informativă, asta este o adresare oficială adresată de către... Da, e un document oficial. Da, Poliția Republicii Moldova către una din structurile din Federația Rusă care luptă cu crima organizată. Domnul Cozer, aici altă întrebare, eu credeam că dumneavoastră ca jurnalist, dar de ce usatei, eu când am văzut la Moscova un document și am văzut sus scris ulterior Ministerul de Interne Republicii Moldova, adică de ce nu a ieșit autoritățile cu informația asta? Că acolo este scris că gruparea condusă urma de Moroșan... Urma să ajunge și acolo. Da, adică iată și pe mine, că eu am prezentat o cază... Deci... Că telespectatorii noștri nu cred că au urmărit conferința. Important de arătat de sus, partea de sus, să vadă că e documentul oficial. Iată, uitați-vă. Da. Deci în acest document se spune că Moroșan ar fi unul dintre cei care asigură traficul de droguri în România, corect. Republica Moldova și ulterior în Rusia. Și aici, iarăși, întrebarea este de ce nu acționează nici autoritățile noastre, cele din Rusia, e clar de ce nu acționează. Dar autoritățile noastre ce fac? Când vin... Da, și dacă puteți să ne spuneți din ce an este acest document, pentru că asta, spre exemplu, este din septembrie acestui an. Adică are vreo 3 luni zile, prospioară. Foarte interesant. Dar este și altceva. Dintr-un dosar penal și ține de destabilizări, tot am dat-o colegilor. Deci asta este un dosar penal pornit în anul 22. Adică deci, într-o altă, deja acolo este o notă informativă din care reiese cu Moroșan, cu un grup de sportivi, de lui Caramalac. Asta este poza, domnul Cozer. Este dintr-un dosar penal care este pornit de procurorii moldoveni. Da, este și pe ecran. Da, de deci, dosar penal pe Moroșan, pe faptul că ăsta
pregătea destabilizări în timpul protestelor din 2022 și iarăși candidează liber la băs. Uitați-vă, Mrușan este un șurubaș, ori nu știu cum se zic, adică aici nu-i degeaba... Ok, era printre cei... Da, adică aici, haideți să o luăm pe rând, da? Da, deci, haideți. După, ca să aibă oamenii o claritate, după era vara anului 2020, când Dodon prima dată s-a întâlnit cu Karmalak la Moscova. Că are nevoie de unele organizări pentru prezidențiale, la toamnă, structuri în teritorii, la secții de vot și așa mai departe. Dar Dodon, eu vă spun sincer, e cât e de președinte, atât și de culioc. Eu nu știu cum... O să rog colegii să-l contacteze, da, pe Dodon pentru dreptare. Când am mers la întâlnire, îți dai seama cât de naiv trebuie să fii ca să mergi la întâlnire cu Karmalak, cu bodyguard-i, când orice președinte, când mergea în Federația Rusă, ori în altă țară, deci serviciile pază, țară gazdă le organizează. Și ăsta s-a dus în cuctat turma de bodyguard. Dar poate temea de Karmalak. Nu, hai, uitați. Deci, în fine, prima. Doi. Tot în acea perioadă s-a negociat ca el cu voi cu să-l ajute scăpi din Interpol în Republica Moldova, că el este anunțat din Interpol de mai mulți ani de autoritățile moldovenești. Și s-a și încercat, da, atunci. Da. După asta s-au pornit așa o frățire și prietenii, că umărim de râs, unii, ca să înțelegeți, el încă era președinte de țară, cu un om de al lui Karmalak, și cu voi s-a dus la Căușeni să uite utilaj pentru țigări împreună, nu pentru reprezentantul. Ce fel de țigări? A? Era o fabrică ilegală care producea țigări și se vindea utilajul. Și ăștia gospodare s-au dus să-l cumpere. Ca să încep, cu președintele țării. A doilea ministru de interne. După asta, ca să înțelegeți, s-au avut încă cu mai mulți autorități criminale din Odessa, au avut și, cum să zic, au avut și niște conflicte între dânși, că nu înțeleg eu ce-s product pentru Ucraina, pentru mine. Deci era domnii ferește acolo, da? Și din... O adevărată înfrățire între Dodon și Karmalak. Situația asta de unde am luat-o? Că mie cineva din serviciile rusești ne-a dat informația, uite, fii atent că tu, spre exemplu, ai ieșit din Republica Moldova prin Vama Sculeni, noaptea spre Germania, cu mașina cu tare, pasageri cu tare și ne se dă de la Moscova numărul mașinii, numărul pașaportului meu și șoferilor și pasagerilor. Zic, da, au fost. Zic, uite, că voi cu transmite încoace, că se pregătește o provocare în Europa. Zic, nu mă nebunesc. Hop, prind un raport oficial a serviciilor rusești, intern deja, unul raportat, băi, data cu tare usată, o trecut, rugăm de urgent să organizăm o combinație operativă pe teritoriul Uniunii Europene, să-l tochim pe usată, că iată, el a plecat la doctor în Germania. Asta Voicu cere? Nu, asta deja serviciile rusești, unul vorbea cu altul, adică, okay. Dar informațiile le-o dădea Voicu și pe mine... Okay. Voicu, să le amintim telespectatorilor, fost ministru de interne în perioada. Lumea simplu știe Pașa Pălisos. Adică când era la Ungheni era Pașa Dai Pițot, amui Pașa Pălisos, fii corect tradus. O să-i rog pe colegi și pe Voicu să-l contacteze. Of, aici nu trebuie să contactați, domnule Cozer. Aici trebuiesc încă o dată. Lăsăm la o parte crimele bun față de usate, dar ca să terminăm cu... Deci astăzi când vorbiți de Mrușan, el este unul din soldăței. Fix așa cum ulterior în... deci după primul tur alegerilor prezidențiale în Federația Rusă, mă sună niște activiști de-a noștri, deci acest Mrușan cu alți dodonei, da, care lucrează Karmalak și cu Igor Lăpăchen, s-au dus au faramat. Au faramat asta înseamnă că mulți oameni îl bat pe unul, ca ăsta i-a pus telefonul video în față și a spus, cere scuză față de Dodon și spune cu sata, eu luat de la americani bani și au vândut voturile. Un coleg de al dumneavoastră de partid. Da, eu nu vreau să dau numele din cauza copiilor lui dumneavoastră, cunoaște, multă lume cunoaște. Domnul Cozer, deci s-a început, știți cum, Dodon putea să întâlnească încă de 100 de ori cu Karmalak, dar când deja au început să fărâme oameni și stă cineva cu camera afară,
unul cât video series cu Zladodon. Asta se întâmpla în 2020 sau în 2019? Nu, asta a fost chiar în noaptea după primul tur în noiembrie 2020, după primul tur de alegeri prezidențiale. Ei vroiau să vă convingă atunci să-l susțineți pe Dodon. Nu, atunci era doar răfuială că au fost deranjați că cum Dodon s-a întâlnit de 50 de ori cu Putin, dar Usatul a luat locul întâi la toate secțiile de vot, atât cu televiziuni contra mie, atacuri și așa mai departe, și atunci era o disperare primă. Deja după asta, acest grup care este inclus în notă, 40 de persoane, au fost veniți în Republica. Nici Dodon, nici Voicu nu ne răspund, vă rog să continuați. Asta este motivul, ca să știți, că Dodon niciodată nu a acceptat și nu va accepta să țineți minte dezbateri publice cu mine. Eu am ce să-i, nu doar să-i spun, dar să-i demonstrez și să-i arăt. Și faptul că el îi trimite la dezbateri care spun de al de Moroșan, de al de corupți și criminali, de al de... Haideți să revenim la discuții. Deci, s-a întâmplat ce s-a întâmplat între cele două tururi prezidențiale. Noastră ați spus ceva extrem de grav în conferință, că Caramalac, Dodon, Voicu au încercat chiar să vă lichideze. Da, nu, prima au fost tentative. Acolo sunt două versiuni. Una spun cu răpirea, așa spun jumătate din ei, da? Că băi, n-am vrut să te omorâm, am vrut doar să te răpim și te ducem la Tiraspol. Asta ca și cum se calmeze, știți, astea. Deci era o situație când într-o seară eu aveam o persoană infiltrată, că vă dați seama, e viața mea și securitatea mea, în acel grup care se afla la un hotel din municipiul Bălți, Voicu, ca ministru de interne, le-a dat un polițist cu legitimație, dacă eu prez cineva pe drum, oameni înarmați, băi, tot Voicu, spre exemplu, pe unul din ei, pe Orlov, care era în căutare, l-a întâlnit, l-a luat de la avion și l-a dus în Republica Moldova. Am avut și investigații noi. Da, am văzut, corect. Care ulterior a fost extradat din Odessa în Republica Moldova. Eu am pregătit o capcană, vă spun acum, deschis, de-am timp oricum a trecut. Ei spuneau la Ghidighici, da? Unii știau ei că eu stau, m-au localizat. Cel mai grav, Voicu organizează filaj cu colaboratori mai. Și odată pe unul l-am prins, am publicat și video care peste 1 milion cu un polițist de la INI ilegal mi-a organizat filajul. Și de la bandiți informația că asta e două lucruri care, pentru care dumnealui ați răspunde. Și n-ar spune el, eu nu asemblă mă care casă la telecentru de milioane scrisă pe nu știu cine și multe alte gospodării. Dar astea sunt crime pentru care el o să fie tras la răspundere. Deci el în calitate, spuneți dumneavoastră, de ministru de interne, practic proteja niște grupări criminale care urmau să vă răpească. Da, dar încă o dată. Vă dați seama, s-a ajuns la un absurd că eu i-am mulțumit domnului Stoianoglu și domnul Chicu, care era prim-ministru, că la orele 10:30 mie mi-era frică de un lucru. Ei vin. Da, eu tot nu stăteam singur, eram cu pază de corp și mai departe. Dar vă dați seama că dacă aveați să fie rănit ori, doamne ferești, să moară vreo persoană, nu contează din care parte, pe urmă avem să am știri de 10 ani de zile, clausat, e atac criminal, nu știu ce. Și l-am sunat pe domnul Chicu, era orele 10 seara, ca primar de Bălți, dumnealui mi-a răspuns, el zice, sunteți sigur? Zic, da. Îmi răspunde, dumnealui spune, dacă este adevărat, acuși stați. Eu am spus că eu nu pot, numai nu-i sunați lui Voicu, cu Voicu eu adus în țară pe ea care stau în armață, mă, la un hotel. La un moment dat m-a telefonat domnul Paiu, pe atunci șef poliției, zice că am fost sunat de prin Spuneți și zic, hai, nu faceți pe neznaiu, duceți-vă și luați-i. Zic că aici nu că miroase deja urât, dar poate să tâmple orice. Am uși, luăm măsuri în alta și ei tot presupun că s-a raportat lui Voicu, toată gruparea pleacă și când vine poliția, știți cine stătea în cameră? Și odată declară. Moroșan, că el este agricultor. Moroșan era în cameră în noapte și când a venit. Deci în camera din hotelul din Bălți el stătea. Da, el a fost. L-a lăsat ca agricultor.
Da, trebuie să luăm o pauză de publicitate, revenim, discutăm și despre legăturile lui Voicu cu Ceaica și așa mai departe și despre ce s-a mai pregătit la Bălți, dar și despre pașapoartele rusești pe care ați anunțat că îi le întoarceți lui Putin. Revenim. Am revenit. Bun, întrebarea firească ce apare, dacă a aflat și procurorul general și prim-ministru, de ce acei oameni care plănuiau să vă răpească, să vă lichideze, bun, da, dacă, nu au fost arestați? Bun, dar dacă ministrul de interne personal i-a scos din țară, cum el le-a dat voie să intre, încă o dată, domnul Cozer, ca oamenii să înțeleagă, sunt interlop diferiți, da? Ăștia care erau în Bălți, iată, vă dau, dacă doriți, deci asta este un material de la serviciile din Ucraina, o direcție de la crimă organizată, Ministerul de Interne Ucrainei. Ei scriu despre acești oameni cum au explodat un cetățean în 2009, organizat o explozie în Odessa. Altceva, acești oameni, începând cu Orlov, terminând cu restul, partenerii lui Igor Dodon și Carmalac, Morușan încă o dată, el acolo era cu ștersul papușilor la dâns, nu era mare nașalnic. Ei în 2018 v-a mai lăs un dosar penal din Federația Rusă. Deci ei stăteau în pușcării sub arest deja 2 ani de zile și trebuiau să fie condamnați la unul sucerul, 20 de ani de pușcării. Deci ce au făcut? Era tot un moldovean, un criminal cu ei în grupare, care îl băgau la femei care erau singuri, adică divorțate, da? Ăsta trăia o lună, două în casă. Le spunea unde să ține femeia aurul, unde ține cheile de la mașină, unde are vreo 20-30 de mii dolari ascuns. Și atât acest Orlov, iată, vă spun că asta e dosar penal, nu e notă informativă. Iată, doamna dă declarație, da? Au intrat în casă, unul din care era acel Orlov și alții, au bătut-o cu pistolul în cap și au bătut-o în burtă și a pierdut copilul, era gravidă femeia și ea. Și după asta, organele de drept au stabilit că acest moldovan, care tot era cu dânsă astea, stătea de la 150, deci nirli ca și cum, înțelegeți, da, cinismul? Stătea 150 de metri și îi spune, cum intrați, e doar mi partea dreaptă. Acum, domnul Cozel, uitați-vă mai departe. După asta, avocații lor vin, că ei au cerut protecția statului, că spune că au venit avocații lor și au zis, cuvezi, nu se întâmple cu tine și ce s-a întâmplat cu copilul tău care nu a reușit să crească în bord și să nască. Asta. Și tot acest lucru a fost făcut pentru 100 ceva de mii de dolari în casă și eu luat și mașina Camry. Și asta că nu înțeles când ieri. Și stau gospodare, în ghilimele, gospodare, în pușcărie sub arest 2 ani de zile. Merge proces de judecat să-i condamne și într-o zi cineva vine și spune, noi eliberăm că avem nevoie de dânșa Republica Moldova. Și eu trimis Republica Moldova. Iată, așa s-a finalizat dosarul. Și doamna a scris și Republica Moldova au fugit în Ucraina, da? Spuneți că Voicu le-a facilitat. Da, el le-a făcut, nu le-a facilitat, le-a făcut coridor și la întrebare și la... Încă o dată, vă dați seama că Voicu oricum era ministru și erau polițiști la poliția frontieră, că doar nu a venit Voicu și un cuiet aeroportul. Asta trebuie cineva să vadă, cineva trebuie să deconecteze camerele video și multe alte lucruri. De asta vă spun că... Dar nu vreți să depuneți vreo plângere, deși la procurori ăștia nu știu dacă depui plângere? Domnule Cozer, astăzi eu am înțeles un lucru. Eu nu depun nici o plângere pe nimeni. Eu trebuie să am grijă de securitatea mea și multe alte lucruri și vă spun de ce. Eu înțeleg că trebuie dar venit la putere. Dar trebuie totuși să se facă. Dacă este așa cum spuneți neastră, un individ ca asta, ministru de interne să facă astfel de lucruri, asta e... Dar ministrul de interne îți duce la Căușeni să uite fabrica la contrabandești de producere de țigări legală. Personal. Asta nici nu mă mai miră. Dar ministrul de interne care o face pe Virgin și politic, și nu numai politic, și lucrează pe deascun, știți cum, îți duce la București, zboară de acolo prin Qatar, ori prin Dubai, zbura la Moscou, lucrează consilier la Ceaica, că el Qatarii tăi este un timp le făcea după spatele lui Dodon. Dodon pe urmă a aflat că voi cu așa, bă, candidat, doar din tăi el era cam. Deci, și de Dumnezeu sănătate, voi dar... cu are legături foarte bune și cu Ceaica, da? Dacă Ceaica l-a ținut consilier până noi de mult. Consilier, Voicu lucra consilier. Da, și îmbla la Moscou. Dar eu nu înțeleg, ce fac autoritățile acestui stat? Voicu ăsta a candidat în alegeri pe lista de consilieri. Da.
Чайка doar este în sancțiuni internaționale. Da, da, asta lucrează la Чайка. Ci, domnul, cu domnul Козир, țara asta. Dar plădânsul punct principal în program, știți care e? Schela să lupte cu drogurile și cu mafia. Eu murim de râs. Apropo, mulți au dat întrebarea chiar și dumneavoastră. De ce n-am ieșit în campanie electorală? Prea grave sunt toate materialele care le-a prezentat și urmează să le prezint. Că știți cum în campanie electorală? Că e atac contra concurentul. Uh-huh. Eu vroiam cinstit domnul Petkovski, știți? Și eu am spus că imediat după alegerea să ies, că ei mă chemau la dezbatere, ne blau cu flori galbene, cu pomeni, cu nu știu ce. Și azi voi cu ies acolo și spune într-o conferință ieșit, că vezi să ai grijă, că ai mulți bodyguards, da, din cauza la mizerie de al de domnul Voicu, eu trebuie să am grijă de securitatea mea, dacă nu poate să-mi asigure statul. Astăzi el v-a dar amenințat. Dar nu, el zice că să nu vă treziți ca rizia peste hotare. El așa a spus. Da, în conferință de presă. O zis, asta dăm judecat. Da, noi îl îndemnăm, eu sunt sigur că Pavel Voicu se uită la această emisiune. Da, domnule Voicu, eu poate ne telefonați, pot, poate răspundeți da. La apeluri și discutăm ce, dacă este adevărat. Ei o să răspundă toți într-o dată. Domnule Козир, haideți că în campanie electorală este PR negru, galben și încă o dată. Dar să încercați voi să-mi luați viața. Să-mi distrugeți oamenii activiști doar pentru faptul că erau observatori la secție de vot și șosatul a luat locul întâi la secție de vot, să discutați voi răpirea, să ne împliniște narcomani prin bălți, că de-a mii făceau, că îi spuneau că îi câștigă și împărțau întreprinderile municipale și așa mai departe. Domnul Козир, asta se numește cum? Încă o dată, eu nici într-un caz, eu, dacă ei vor război, război o să fie. Numai că astăzi, iată, eu, spre exemplu, mâini plec într-o deplasare, da, în afara țării, unii voi discuta cu autoritățile din diferite țări. Nu ne răspunde domnul Voicu. Că ei, ca să înțelegeți, ei de la cine iau bani? Ăștia nu sunt hoți în lege, apropo, cum îl numea pe același Carmalac, astea. El hoț în lege nu puteți deveni niciodată că primul lui dosar era pentru violă. Adică și aici le stai propuscul, știi cum la întrebare. Dar altceva, ei, când iată, v-am spus, știi ce înseamnă să ușiți o femeie gravidă cu... Asta e îngrozitor. Dar încă o dată, dar aceste lucruri se întâmplă și în Europa, că nu unii moldoveni sunt impuși să chite taxa de protecție, comisii în studiu. Vorbesc de moldoveni care lucrează la construcții, cu rutierile și așa mai departe. Și tot acești indivizi? Da, toți aceștia care au fost și la Bălți și mai departe. Deci eu astăzi vreau, dacă ei vor război, azi aici și nu vin. Înseamnă că eu nu vreau să vă dau multe detalii, că știți cum, că nu strâc niște lucruri. Am înțeles că pe transportatori ăștia cu colete tot și ia menință. Încă o dată, ăștia, știți cum, ca și... Eu deși special am publicat azi, că asta tot se numea autoritate criminală și așa mai departe, eu am publicat ieri, dar le-am transmis și dumneavoastră, declarațiile lui Carmalac, unde el scrie că el este agricultor și scrie că eu eram unul din organizatorii Landromatului, unde el dă declarații la Moscova înainte de alegeri, cu dosarul ăsta a încercat să mă șantajez la prezidențiale. Știți că dacă nu te bași, că știți cum, că rugămintea era una. Deci, băi, zic Dodon, e corupt, da, ori bun, mai bun că ai terminat Amaia Sandu. Și văd genul ăsta. Zic, băi, lăsați-mă voi cu astea. Bun, tot despre Moscova, dneastră, în conferința de presă de ieri, ați prezentat niște pașapoarte ale părinților dneastră și dneastră tot aveți pașaport rusesc. Și dneastră spuneți că aceste pașapoarte v-au fost oferite la indicația lui Vladimir Putin pentru servicii aduse lui Putin. Nu servicii, nu. Dar ce? Nu. La sfârșitul 2017 eu m-am adresat lui Putin, plahotniuc de mai rea, la maximum în Moldova, eu de mai eram cu dosarul penal numărul 25 și a patra tentativă de omor ștăcine de senat și eu m-am adresat, eu vroiam să scot părinții, adică să-i aduc la Moscova. Ei nu aveau cetățenie și m-am adresat eu. Asta a fost adresarea mea, ca să le fie eliberate pașapoarte, că mi-era grijă să nu se întâmple ceva cu ei în Moldova. Și Putin, prin decret prezidențial pentru merite deosebite, așa era scris. Dar care au fost meritele deosebite? Eu am indicat în cerere că am război cu Plahotniuc, că am
Pamfric, că se întâmplă ceva cu părinți și așa mai departe, și a cerut în mod de urgență, că procedura era foarte lungă. Și el a semnat și astăzi, după toate ce s-au întâmplat, vă dați seama, când au intrat mascați în casă la Moscova, asta când ne spunea că primarii noștri să treacă la Dodon în partid și eu îți declar că din motive de sănătate plec din politică, când m-au dus în celulă cu Magnitsky. Nu, noiembrie 2018. Campania pentru 2019, că alegerile în 2019. Da. Am înțeles. Bun, vreau să vă mai întreb aici, că, pentru că dumneavoastră în adresarea de ieri către Putin ne-a spus că ați îndeplinit anumite lucruri, anumite solicitări. Ce solicitări? Nu solicitări. Domnul Cozer, eu am avut o viață foarte activă care niciodată n-am ascuns-o. Am fost de la început, cum sunt zeci de mii de moldoveni plecați. Am lucrat la construcție, am fost vânzător de parchetă, magazin. Nu m-am născut cu fabrică, casă și masă, da? La un moment dat, era anul 2005, să-i spun, când eram în Federația Rusă, am făcut parte din mai multe operațiuni și ține de crimă organizată. Și crimă organizată, mai ales și care cu tentă politică. Și în Federația Rusă și în afară țării. Că vă dați seama că nu pot să-i scrie azi președintele țării că, băi, dați la părinți pașaport că sunt pericol, da? Și au fost mai multe operațiuni de care mie nu mi-e rușine nici pentru una, domnul Cozer. Dar au existat interpretări că dumneavoastră ați oferit servicii Federației Ruse Kremlinului împotriva Republicii Moldova. Nu, stop, domnul Cozer. Ca să înțelegeți, haideți ca să terminăm cu pașapoartele. Vă spun și nimeni niciodată nu audă și vă spun în premier. Prima, iată, spre exemplu, părinții mei au obținut cetățenie, v-am spus, Putin le-a semnat în ianuarie 2019. Deci m-am adresat dumnealui, conform legii în Federația Rusă, doar președintele țării are dreptul să-și anuleze propriul decret. Când am spus că nu doresc să fiu nici eu, că eu la părinți cumva am încercat să-i calmez tot perioada, ca să îndrepti, că sunt niște bițăvani, niște mizerabili generali, niște bandiți, dar atâta sclăriți. Și acum eu nu pot față de părinții mei, care odată au fost puși la părete că Dodon tare vroie să iei primari la partidul nostru, să găsesc vreun argument moral, înțelegeți, oare vă scuză. Și ține de pașaportul meu, în 2005, asta ca o demonstrare că lucrările erau în Federația Rusă, da, și nu cum se spune. În 2005, mie mi-a fost creată o istorie, o biografie, conform toate actelor din Federația Rusă, eu sunt născut în Siberia, puteți să găsiți și școala unde am învățat în Siberia. Și aveți și altă identitate? A? Aveți și altă identitate? Ele erau temporare, dar nu, eram carinatul satei, dar nu poți tu, dacă ești implicat într-o operațiune, să ajungă la rudele tăi, la șerși bandiți și așa mai departe. Și eu am fost, mie mi s-a creat istoria într-un sat din Krasnoyarsky Krai, satul Cirinda, un pasiolac era. Am rămas 15 oameni întrâns. Când unii sunt trecut la școală, voincomat, și așa mai departe. De asta vă spun, mie nu mi-e... Servicii serioase ați prestat. Domnule Cozer, dar spuneți, vă rog, astăzi, eu de mai multe ori am demonstrat... Bun, dar haideți să vă întreb așa, acum mai prestați servicii pentru serviciile Federației? Domnule Cozer, încă o dată, dumneavoastră, eu n-am prestat servicii nici atunci. Nu confundă. Prestează servicii ăștia care îmblă cu bășitul unii după bani, alții după protecție și așa mai departe. Ok, ați colaborat. Da. Deci asta a fost lucrul meu care l-am îndeplinit. Cu dar acum nu, mai dar colaborați? Încă da, domnul Cozer. Eu, de când m-am implicat în politică, în 2014, eu cum iată pot să colaborez, mă văd cu unii foști colegi, să-i numim din UE, să discut toate mizeriile astea care se fac în UE. Da? Eu deja nu mai am nevoie să mă ascund. Vă dați seama, de mai multe ori am demonstrat și nu contează. Că ajungeam în Afganistan, aduceți-vă aminte investigația în România cu Proca, care au făcut parte și Jurnal TV și multe altele. Eu, în ori, astăzi eu vă spun deschis, eu sunt gata să colaborez astăzi, care n-a tusat-i, cu orice structură de pe globul pământesc pentru a termina acești criminali, adică cadrul legal. Așa. Dar aceste pașapoarte le întoarceți, a spus că renunțați la ele, inclusiv din cauza la ce se întâmplă în Ucraina. Dacă eu am condamnat războiul în Ucraina din prima zi, domnul Cozer. Eu am
Sunt lucruri care eu niciodată nu pot să le accept, da? Adică, da, eu astăzi pot să vă spun că eu nu am pretenții față de Federația Rusă ca stat și nu pot să numeșteți oamenii răi, da, în Federația Rusă. Dar oamenii care au luat decizia și s-a pornit acest război oribil, din moment când moare un copil, nu mii de copii, domnul Cozer, nu zeci de mii de oameni. Și plus, eu toată viața mea am fost, fiu și voi fi, pentru cel care își apără. Și nu contează casa sau pământul sau țara. Adică asta nu poate fi găsită. Dacă aveți grijă că Ucraina poate vă atașe, întăriți-vă securitatea. Dar sub motiv că ei vreau eu primi și noi de asta ne-am grăbit, domnul Cozi. Da, bun. M-am expus mai luăm de mai o pauză multe ori. De publicitate, discutăm și despre vizita lui Șor la Moscova și despre candidatul comun al rușilor la prezidențiale și ce planuri aveți și noastră pentru prezidențiale, publicitate. Suntem din nou în direct. Bun, ne-am lămurit un pic și cu pașapoartele. Ilan Șor a fost la Moscova pe 3 zile. Mie așa îmi place, parcă eu am venit parcă ministrul de internească. Noi dăm bătaie de a mă uită, amuși să termină emisiunea. Da, din păcate, eu sper măcar să se autosesizeze cineva, să vă invite, să depuneți declarații. Pentru că este foarte grav când un ministru de interne face asemenea lucrurile este sunt cunoscute. Criminal. Lucrurile astea sunt cunoscute și la SIS și la MAI, Vasile. E grav. Da, sperăm măcar cu ocazia asta să se înceapă ceva, pentru că mai vin alegeri, dar nici nu e vorba de alegeri. Oamenii ăștia... Domnul Cozir, cât să avem civili în fruntea structurilor de forță, eu înțeleg că sunt standarde și norme europene. Republica Moldova în următorii 10 ani... Civil, domnul? Nu, eu vorbesc de actuală conducere la servicii, care le avem în țară, majoritatea sunt civili, haideți pe bune. Adică standardele astea europene poate se vor potrivi da, pentru Republica Moldova peste 10 ani. Au fost din sisteme, ca voi, cu exemplu. Și vedeți ce nu, încă o dată. Eu îmi diric, ca să combați așa ceva, trebuie să fie tot un din sistem. Bun. Ilan Șor a fost la Moscova vreo 3 zile. Da. Ar fi zburat din informațiile noastre cu avionul lui Abramovici. Nu este clar ce s-a întâmplat acolo. Neastră, ați reușit să aflați anumite detalii? Am dat vreo... Vă spun peste o săptămână, domnule. Nu vreau să greșesc, știți, adică, dar vă promit peste o săptămână. Da, că... faptul că în aceeași perioadă tot la Moscova erau Țârdea, Albu, da. Dodon, este o coincidență sau au fost chemați? Din ce am aflat eu nu, sunt două lucruri absolut separate. Unul cu care s-a dus pe ascuns, Țârdea mă, care s-a dus, a făcut un selfie. Ei, bună ziua! După, da, l-a făcut după ce a apărut. Ok. Dar Dodon deja la tă țară povestec și duce copiii în Kazani, dar de acolo hop și-o tras o fugă la Moscova. Băi, ieși și spune-ți, eu nu înțeleg asta. Nu contează, ieși la Moscova, în Bruxelles. Băi, ieși și spune dacă de-a mă, ai... Dar ce au făcut la Moscova ăștia, socialiștii? Domnul Cozir. Dar este adevărat că s-ar pregăti o rocadă la vârful PSRM? Da, nu, Dodon luptă ca să demonstreze că el e bun și trebuie lăsat. Sunt alte grupuri de socialiști care alți luptă. Zilele astea am văzut că a ieșit Irina Vlah și a anunțat că lansează o platformă largă. Dumneavoastră aderați la platforma doamnei Vlah? Hai, bună ziua, domnul Cozir. Da. Partidul nostru, vă rog frumos, gata, s-a terminat cu... nu mai vreau, domnul Cozir, nici susțin pe nimeni în viața asta, o să răspund doar pentru acțiunile mele și a partidului nostru. Nu vreau nici platforme, nici blocuri, nici susțin un candidat de dreapta. Da, Irina Vlah ce vrea cu platforma asta? Că tot dumneavoastră ați spus ceva timp în urmă că e aleasa Moscovei pentru prezidențiale. Eu nu am spus că eu sunt unic, candidat unic pentru prezidențiale din partea... Candidatul unic Moscovei din partea forțelor proruse. Și din partea Orientului. Ei, acolo Orientul nu prea are partide. Deci, inclusiv Șor ar trebui să o susțină, da? Nu. Vă spun, toți percep fix așa cum Partidul Văzrăjdenie. Știți, toți spun eu chiar că Șor, da? Nu. Partidul Renaștere a fost organizat de Igor Ceaica, care atunci încă avea influență pe unele birouri, că acum este deconectat, și au început, din cauza unei certi cu Dodon, din cauza unor afaceri, au început să-i rupă deputația. Deci asta nu era proiectul lui Șor. Deci,
Deci era proiectul organizat de ex-partnerul lui Dodon de afaceri, care cumva să-l pedepsească și scoate curcanii de acolo, ca cumva să-i... Și banii n-au venit de la Șor, au venit de la Ceaică. Încă o dată. Dacă și-a fost, eu nu știu, a fost la Șor, dacă și-a fost, el a fost ca poștaș în aceasta. Vă spun eu, era proiect, acum ele toate s-au un pachet acolo, dar Șor joacă separat. Eu tot credeam, ca și dumneavoastră, că sunt toți la pachet acolo. Nu, nu este adevărat. Că și chiar cu situația cu Bălțu, pe dânsul nu l-a convins. Nu că el era supărat pe Dodon, că l-a măzit de 6 ori și să reu penii din Dodon și din socialiști. Și el și doamna Tauber și rest. Bun, deci Irina Vlah va fi candidata Estului. Domnul, nu mă interesează. Dumneavoastră o să candidați sau o să susțineți pe doamna Vlah? Nu, eu niciodată în viață mai mult nu mai susțin pe nimeni. Eu o să candidez. Suntem un partid de centru, avem diferit votanți și eu, după unele greșeli care le-am recunoscut public, eu în viață mai mult nu o să mai susțin niciun candidat, pe urmă eu le prinesc toate în cap, din tăi le-am prins din cauza culioaselor lui Dodon, când partidul nostru l-a susținut în 2016. După mai multe eșecuri a doamnei Sandu, am început să fim acuzați că mai nu noi i-am făcut majoritatea. Da? Și de asta... Eu să candidez la prezidențiale din partea partidului și nu avem nevoie. Dar e posibil vreo nouă operațiune în prezidențiale și ulterior în parlamentare în susținerea Irinei Vlah de genul cele implementate de Șor în anumite zone ale Republicii Moldova? Nu știu ce s-a întâmplat. Nu, cum să comentez eu? E greu. Timpul a să arăte. Dar Igor Dodon, credeți că o va susține pe Vlah? Îmi pare rău un singur lucru. Că și Dodon și mai mulți dispăreau, nu îmi pare rău că Dumnezeu n-a acceptat. A fost o situație când Dumnezeu câteva luni urmă putea devii președinte pe Seremia și a refuzat, măcar mai scăpam de vădă o culeași, știți cum. Pe Dodon îl salvează. Vlah, președinte pe Seremia. Da, el putea să fie președinte pe Seremia, pur și simplu a spus nu la oferta unor persoane. Și de cauza asta Dodon îl mai vedem o dată în lună, la săptămână la televizor. Asta este informație sigură. Dar îi doresc succes și dumneavoastră, eu în general, domnul Cuzer. Noi astăzi, pentru mine, este cel mai important subiect astăzi, că guvernarea pierde controlul. Și vorbim aici, și nu contează, că economie, că probleme sociale, presuri și așa mai departe. Mie mi-e îngrijă că din cauza incompetenței unor de la guvernare și corupția altor, că ei nu sunt toți corupți. Eu știți că pe unii și am laudat care au fost în guvernul Gavriliță sau sunt în guvernul Recean, da? Pe alții i-am criticat foarte dur, dar astăzi eu, Republica Moldova are nevoie de alegeri parlamentare anticipate pentru a nu muri, nu a omorât definitiv speranța oamenilor care unii mai cred, unii, dar foarte mulți cred în vectorul european. Avem prezidențiale. Iată, anticipate vor și alții. Spre exemplu, Chicu a făcut recent un apel la crearea unui front al salvării naționale. Au fost niște întrevederi, dar n-am mai văzut rezultatele. Neastră, ați fost invitat? Da. Și ați participat? Da, odată am fost. Dar n-aveți o problemă să participați la discuții cu Chicu, cel căruia i-a trimis Plahotniuc, Aleșii, cu Bătrâncea și cine mai participat? Eu, încă o dată, eu am un respect față de domnul Chicu și el a fost unicul prim-ministru, domnul Cozer, care nu a executat indicațiile lui Dodon, că cum tăți, Plahotniuc îi spunea lui Filip, nu vorbiți cu usatei primari de Bălți și Doamne ferește, îți văd că ceva ajutați Bălți. Eu n-am avut nicio situație când îl sunam pe dumnealui cu o problemă de Bălți. Eu nu l-am sunat pe tema afacerilor, ar ceva. Dumnealui tot timpul a fost corect și a reacționat. Și eu apreciez acest lucru, domnul Cozer. De asta eu le spun lucrurilor pe nume. Dar veți participa într-un front comun cu Chicu și socialiștii, acest front al salvării naționale pe care îl pregătesc. După campania în Bălți, uitați-vă, trebuie să separăm două. Iată astăzi, spre exemplu, da? Apropo, am un mesaj foarte important de la colegii din toată țara, că îmi rup telefoanele. Toate partidele care au ceva voturi în Consiliul Raional, astăzi cad coaliții. Galbenă, roșu, rozuvă și mai departe. Eu am discutat azi cu mai mulți colegi, uitați-vă, eu n-am să merg cu socialiștii, mai ales după toate situațiile, adică de-am, poate să merg cu Carmalac la Moscova, de-am și să mai merg cu socialiștii, înțelegeți, da? Dar în raioane situația, iată, unele raioane vor cu pasul,
Ксенрия la tribune. Și sunt doar câțiva consilieri, da? Pentru alege președintele, vicepreședintele. În alt raion, cum ar fi Glodeniu, da? Acolo a fost PD, dar doamna primar Stella Onuț a avut o colaborare ok, adică vor să discute președinția raionului cu partidul lui Chicu. În alt raion, în Fălești, au fost discuții și cu PAS-ul și cu socialiștii. Și noi trebuie să separăm. Dar noi la nivel central ne referim. Am înțeles. Nu, corect. Adică, nu, că sunt terminul, cu permisiune, doar o secundă. De asta am spus, stimați colegi, și rog toți președinți partidilor. Înțelegeți, președinți partidilor azi numără. Tac, de unde să mai furăm unul? Este unul liber la comuniști. Dă să-i dăm unul bani să-și schimbe culoarea independent. Lăsați în pace oamenii. Eu consider că la nivel local, oamenii trebuie să iei decizia singuri. Înțelegeți? Că nu putem să spunem că tăți de la PAS-ul srăi, tăți de la socialiști, ori tăți de la Chico, amu pe bune. Că sunt lideri, sunt oameni gospodari, sunt învățători, sunt doctori. Cum poți să-l acuzi? De asta, la nivel local, dar la nivel național, e exclus, domnul Cozer. Încă o dată, faptul că eu nu sunt de acord și consider că incompetența guvernării de astăzi a creat multe probleme și crește ratingul unor partide din opoziție, dar asta nu înseamnă că eu să mă duc cu unele mizerii. Da? De asta, am înțeles. Eu pot fi în opoziție toată viața mea, dar... Da, haideți să vorbim un pic și de lucruri bune. Iată, Comisia Europeană a recomandat recent deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova cu UE. Decizia finală la mijlocul de decembrie urmează să fie luată de către Consiliul European. Neastră, ce așteptări aveți la capitolul ăsta? Nu am așteptări, vă spun sincer de ce. Mie nu-mi place, cum nu mi-a plăcut cândva, că a fost creată Uniunea Vamală, ca de să facem ceva, și bă contra ceva, Uniunii Europene, știți, adică scriem un proiect, cum a fost Uniunea Vamală, da, declarată. Astăzi, mie nu-mi place când unii politicieni din UE, nouă la televizor, ne spun că Moldova, welcome, dar când stai cu ei la masă în discuții neoficiale, spun că, băi, n-ați intrat voi nici în 2040. Deci de asta, domnul Cozer, eu astăzi... Dar am cine spus să cești politicieni, domnul? Am spus și vă spun... Că eu văd, Macron spune, veniți, Italia, da, chiar ați fost mai deschis, Germania, la nivel declarativ, nu, public. Dat, la nivel nici, declarativ... Dacă n-am fost eu la Bere, da, n-ați fost nici dumneavoastră. Da, cu dânsul sigur nu. Dar, domnul Cozer, vă spun încă o dată. Astăzi, eu cred că sunt predispuși, da? Partenerii europeni sprijină Republica Moldova de mai mult așa mai departe. Dar noi până nu devenim atractivi, domnul Cozer. Dumneavoastră înțelegeți că fiecare ambasadă monitorizează și cei și discută zilnic la dumneavoastră în studiou și alte rapoarte de la alți colegi de dumneavoastră, instituții de stat. Vă dați seama fața liderilor europeni când citesc ce se întâmplă în Republica Moldova. Și nu vorbim aici crima organizată, problemele economice, sociale și așa mai departe. Noi până azi devenim atractivi, domnul Cozer, n-ați ne prinească nimeni niciodată. Și țineți minte că în 2030 n-ați avem actuală guvernare nici în Republica Moldova, nici în Consiliul Europei, nici în Parlamentul European. Și pe urmă, tăți să spui că, băi, întrebați-i pe cei care v-au promis. Adică... Deci dumneavoastră nu credeți că este realist aderarea Republicii Moldova la UE în 2030? Nici într-un caz. Dar dacă veniți dumneavoastră la guvernare și guvernați 6 ani până în 2030, aderăm la Uniunea Europeană? Domnule Cozer, eu pot să vă spun un lucru. Că eu necătând, că de multe ori critic unele standarde europene, unul l-am discutat astăzi cu dumneavoastră, cum ar fi persoane civile în fruntă, dar sunt chestii care nu le putem neglija. Adică dacă vorbim de sistem de spitale regionale din Ministerul Sănătății Germaniei, da? Astăzi sunt lucruri care noi nu le putem evita. Înțelegeți? Adică și eu, dar eu tot timpul am fost omul care promova și avem mai bun realizat de cineva din parteneri, înseamnă că să nu ne rușinăm, să dăm copy-paste, să implementăm la noi. Dacă eu văd că astăzi mai mulți de la guvernare, care unii se declară și unioniști, noi dau copy-paste la realizările de succes de parte de statul român, vecinii noștri, da? Că nu poți să le spui că hai că nu fac nimic și ei și-au făcut în Germania, Marea Britanie, poate nu cunosc germană ori engleză. Dar în România, în diferite domenii au fost succes,
Și acest lucru nu se promovează la noi. Păi, iată, asta este întrebarea. Veniți dumneavoastră la guvernare, în coaliție, cu oameni de treabă, da. Faceți lucrurile bine. Domnul Coleru, eu pot vă promit un lucru. Că pe mandatul USATE, nu contează ce funcții voi avea eu și colegii mei din partidul nostru, eu pot să vă asigur că realizarea mai multor reforme importante pentru Republica Moldova vor avea o viteză mult mai mare. Deci, aici, până la urmă, oricum, până în 2030, aderăm dacă se va guverna bine. Nu, încă o dată. Nu este real, domnul Cozer. De ce nu este? Deoarece eu nu sunt mincinos ca alți politicieni. Vă spun, este prea gravă situația. Noi, ca să devenim atractivi, avem nevoie, asta iarăși, dacă mâine schimbăm guvernarea, noi avem nevoie de minimum 10 ani. Dar România și Bulgaria, domnule Usate, când au aderat, nu erau lucrurile mult mai bine decât acum Republica Cozer, Moldova. Deci astăzi Republica Moldova, nu comparați cu situația în 2004, și, în Bulgaria și astăzi, spre exemplu, nu sunt drumuri, da? Că doar nu-i problema că nu avem drumuri și nu ne prinesc, nu e, domnule Cozer. Înțelegeți? Problema e încă o dată. Problema este în complex în toate domeniile. Deci astăzi să iei pe capul lor o povară, eu vă asigur, tot timpul iubesc silnic, iubesc puternici, iubesc dezvoltați. Adică deci astăzi eu merg în Emiratele Arabe Unite, da? Că m-a întrebat unii ambasadori, dată, dumneavoastră promovați agricultura Noua Zeelandă. Domnul Cozer, dacă ei, la noi țara tot e foarte mică. Astăzi moldovanul la țară depune aceeași muncă, oare crește o vită care costă, o bovină, 10.000 de euro? Oare una de 500 și ești muncă, înțelegeți? Nu mai vorbesc de altă. Și adică, dacă aceste realizări au avut cel mai mult succes în Noua Zeelandă, eu să dau copy-paste Noua Zeelandă. Dacă sistemul de securitate a statului Israel, despre care sunt mai multe lucrări științifice și expoziții, am vizitat eu pe timpuri, cu produsele lor pentru securitatea țării și așa mai departe, domnul Cozer, despre ce vorbim. Trebuie să implementăm și aduci folosul cetățeanului final. Păi trebuie să implementăm, dar dumneavoastră... Că problema că toți care vorbesc... Domnule Usate, da. Sunteți de acord că, iată, în actualul context geopolitic, cu ce se întâmplă în Ucraina, această invazie criminală care, iată, din păcate, acest război se prelungește și se pare că se va prelungi destul de mult. Cu tot ce se întâmplă, unica firească cale a noastră este cea de a adera la Uniunea Europeană. Încă o dată, domnule Cozer, eu știu că astăzi la noi o parte vrea cu UE, o parte vrea și unirea, prin unirea cu statul român, alții până în ziua de azi vor cu Moscova și cu tămojenă și așa mai departe. Eu din 2000... Dar oricum, mare majoritate din 2014... Vrea... Da, încă o dată, dar uitați-vă ce se întâmplă. Am o scade încrederea în UE, nu de atât când Europa e rău. Din cauza erorilor și gafelor care le are guvernarea, aduceți-vă aminte, au venit filat la guvernare în 2009, când pe timpul lui Voronin, pro-UE erau 65 sau 68%, domnul Cozer. Și s-a întâmplat după asta, da, încă o dată. Filat și Plahotniuc au dus foarte tare. Da, și astăzi, dar încă o dată, dar astăzi la noi și sunt succese, încă o dată. Omul, prima, noi trebuie să facem tot posibil ca omul să aibă încrederea în propriul stat, ca pe noi să ne privească partenerii de dezvoltare, nu un stat care tot timpul vine și cere niște bani, să mai dăm niște indemnizații, niște compensații și așa mai departe. Da, dar când astăzi în țară, domnul Cozer, eu vă asigur că partenerii europeni ne privesc cu atenție, da? Și când îi văd că sunt împrumutul numai de mâncare, numai să dăm o leac de bani înainte de alegeri la profesori, la doctor, când pentru mine e o crimă ca om din domeniul afacerilor, domnul Cozer, dacă împrumut numai de mâncare, mori. Nu contează. Ca om, ca companie. Deci dacă din împrumut, măcar o parte, ați văzut vreun proiect care să aducă un venit pentru Republica Moldova promovat de oricare ministru, înțelegeți? Nu, ceva în energie regenerabilă. Se fac drumuri, domnule, nu, și asta, stop. Cu drumurile astea se contează. Domnul Cozer, încă câte ceva se face, nu putem să domnul spunem că... Domeniile în care ceva se face, eu le recunosc, vă spun public. Eu nu sunt omul care spune nu. Dacă este Dodon un om degradat și de care trebuie scăpi Republica, nu, Partidul Socialiștilor. Eu nu spun că socialiști sunt toți răi. Fix așa cum Pasul și alții. Mai avem puțin timp și vreau să vă întreb ceva și legat de Chișinău. Da. Ion Ceban a câștigat
pe fondul unei figurații totale și al socialiștilor și al lui Șor și așa mai departe. Ne-a semnat de ce? Nu, Dodonul Blașul nu mi-e trădător. Dodonul a făcut o campanie. Nu sunteți de acord dacă ar fi candidat Dodon Ceban, nici 40% probabil nu l-am făcut. Uitați-vă, după și Dodon, așa cum el zici că sunt alegeri foarte bune, noi azi, fără candidat la funcția de primar în Chișinău, avem un mandat de consiliu. Dodonul a 10%. Dumneavoastră, n-ați avut candidat, ați luat un mandat, ați luat aproape 2% din voturi. Dacă aveați candidat, orice candidat, Ion Ceban nu câștiga din primul tur. Este că l-ați ajutat pe Ceban. V-a dat un telefon să vă mulțumesc. Nu, stop, domnul Codir. Dacă așa o să spuneți, eu trebuie să spun candidat contra domnului Nicolae Dandiș la Cahul. Contra doamnei Valentina, primar de Strășeni. Nu, stop. Domnul Cozir, eu am greșit când în 2015 am avut o situație în orașul Florești, când pe un om foarte rău, să-i spun mai mare, l-am făcut primar. Înțelegi? De asta, domnul Cozir, uitați-vă, noi am avut doar câteva zeci de candidați în țară. Noi n-am mers ca atât, 500 la primar, 10.000 de consilieri. Și am câștigat toate Fălești, primul tur, Glodeni, Drochea, turul 2, Cantimir, Rășcani, Bălți, adică, domnul Cozir, deci eu nu mai repet greșelile. Un candidat bun la Chișinău. Domnul Cozir, noi și îl avem. Dar haideți să mă, dumneavoastră, sunteți toată viața, cel puțin ca jurnaliști, societate, noi știți foarte bine. Pe unul nou, cu greu am reușit în Bălți cu Petcov. Și domnul Petcov nu era om, adică era cunoscut ca jurnalist, fost deputat, da? Astăzi eu am două persoane, care unul este un inginer, unul din cei mai buni în țară, care cunoaște tot ce este sub pământul Chișinăului, despre care nimeni nu vorbește. Dar dacă îl puneați candidat, îl cunoștea domnul lumea, participant dezbateri. N-ai cum într-o lună. Iată, eu să-l încep a promova acest domn din luna februarie anului viitor, cu 3 ani înainte de alegerile locale următoare, ca să-l cunoască oamenii și capacitățile lui, ca să-l cunoască lumea pe stradă, în blocuri. Dar așa să mergi pe pricolul, cum omărți 30 de partide. Și, deci din 30 de partide, doar noi am luat un mandat de consilier chiar și fără candidat. Alții omărși cu candidat, cu foști miniștri. Domnul Cozir, eu nu mai vreau să imităm luptă politică. Și am înțeles. Vă mulțumesc pentru prezență, timpul nostru a expirat. Le mulțumesc și telespectatorilor că au fost și în această seară alături de noi. Ne vedem deja joia și marțea cu Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi și de cei dragi. O seară frumoasă!